Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Se vede ce dă din el. Uite, mă, viitorul, mă. Bună seara, bună seara. Bună seara. Mă numesc Gabriel. Câți ani ai? 21 de ani. Bravo, Gabriel. Mulțumesc frumos. Și sunt creator de conținut. Bravo, Gabriel. Inedit. Sau influencer, pentru că toată lumea folosește termenul ăsta de influencer. Influencer. Pentru cei care nu știu ce este un influencer, e bine, un influencer este o persoană sau un individ care influențează alte persoane. Pe cine influențează? E, majoritatea influențează copii de 12 ani cu acces la internet. Mă, eu la 12 ani făceam chiar chestii utile cu internetul. Citeam glume, citeam articole, mă uitam la filme porno, îmi descărcam melodii pe MP3 player. Am ajuns indirect să consum foarte mult conținut. Și după ce am consumat extrem de mult conținut, am ajuns la concluzia... E suficient conținut. Că acești influenceri sunt împărțiți în categorii. Și anume, începem cu influencerul care ia absolut orice campanie, denumit și humanofomistus. Mă, ăsta n-are absolut nicio treabă. Face reclame la orice, la prezervative, la stimulente sexuale, la firme de lenjerie intimă comestibilă. Nu știu dacă ați văzut, dar noua gamă este disponibilă pe mănâncăcivilizat.ro. Eu glumesc. Ai văzut cum a plasat-o? N-aș face în viața mea reclamă la așa ceva, pentru că e pur și simplu penibil. Dar dacă folosiți codul de reducere Gabriel DMT... Bună! Apoi avem influencerul care pune 1001 story-uri, denumit științific Spamus Idiotus. Știți momentul acela când stați liniștiți, calmi, în pat înainte de culcare și derulați la story-uri și ajungeți la o persoană, nu dau nume, se simt ei, și vedeți punctele alea gri acolo sus, de zici că sunt purecii de pe televizoarele alea vechi ale bunicilor. Zici că e morse. Și într-o zi, bă, nu poți, ți-ai filmat toată ziua, ce ai făcut, mă? Și începeți și dați next, 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 și voi transpirația și dați next, 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 și voi anxietatea și vă pierdeți absolut orice urmă de speranță că o să ieșiți vii de acolo. Apoi avem influencerii de care efectiv nu ai cum să scapi. Le dai blog, le dai report și își fac 20.000 de conturi și ți apar în continuu. Sunt recunoscuți ca și influencerii omniprezenți sau Gimbus în Costus. Este foarte simplu, ei sunt recunoscuți pentru perseverență. Apoi avem influencerii justificați, denumit și Artistus Bogatus. Aici n-am niciun cuvânt. Sunt ok, de obicei sunt actori, cântăreți, respectele mele. Bă, da, unii sunt expirați rău de tot. Și când zic rău, nu mă refer că sunt expirați acum 2-3 zile și încă poți să mănânci, că nu ți se face rău. Nu! Expirați ca lumea, ai mâncat, ai murit. Nu știu să facă content absolut deloc și dacă fac, pregătiți-vă de momente umoristice, tip reclamă la șculeu vorbitor. Stai la joale când e... Mam! Tan, tan, tan! Apoi avem influencerii transparenți, cum zic ei, sub denumirea științifică de Fricosus Transparentus. Ălas, aici am... Bun. Spre exemplu, Dana Budeanu sau, nu știu, alții, da? Eu mă întreb, mă, de ce nu fac clipuri și despre, nu știu, Nuțu Cămătaru, clanul sportivilor? Adică, bă, pune, mă, nu-i păcat... Că e content bun acolo, e marfă bună. Sau aici se aplică regula aia? Îi judec doar pe cei care nu mă pot judeca? Sau îi judec pe cei care nu mă așteaptă cu bâte și machete în fața blocului dimineața? Corect! Apoi avem în final influencerii travestiți. Nu, n-am nicio problemă cu ei, sunt ok, sunt politically right. Bă, dar stau și mă întreb. De ce să stai să mergi până în Thailanda când ai low cost edition de vasul la tine în țară? Low cost edition de vasul. Mulțumesc frumos! Extraordinar! Okay. Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet!